Bună dimineața, Nadina, și bun găsit tuturor! Într-adevăr, pensionarii vor primi atât pensiile recalculate, cât și ceea ce au de recuperat din octombrie încoace. Adică vorbim despre acele persoane care au lucrat în grupele 1 și a 2 de muncă și au ieșit la pensie fără să le fi fost calculată pensia în funcție de grupă. Așa cum spuneai și tu, sunt 33.000 de astfel de decizii, așadar 33.000 de pensionari vor primi aceste pensii până pe data de 15 aprilie. Cât despre creșterea medie a pensiilor după recalculare, ei bine, aceasta este de 35%, însă în unele situații ajunge chiar și la 75%. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. De exemplu, un lucrător de la metrou care are acum o pensie de 1507 lei va primi după recalculare 2140 de lei. Și vă mai dau un exemplu, un mecanic de locomotiv care are în prezent o pensie de 2865 de lei, e bine, după recalculare acesta va primi peste 4000 de lei. Așadar, vești bune pentru pensionari, așa cum spuneai și tu, la ora 12, ministrul Muncii urmează aici la sediul guvernului să fie o conferință de presă și vom reveni cu detalii și în jurnalele următoare, Nadina. Mulțumesc foarte mult, Andreea.